O nouă zi, o nouă gafă, prezentă în Parlamentul European, la grupul socialiștilor și democraților europeni, Viorica Dăncilă a comis-o din nou. Chiar europarlamentarul PSD Cătălin Ivan a postat pe Facebook ce a scos premierul pe gură. Tocmai am aflat de la Viorica Dăncilă în plenul grupului socialiștilor și democraților că jandarmerița a fost bătută cu bestialitate de protestanți. Pentru ca lucrurile să fie clare până și pentru premierul României, vom defini termenii. Protestantismul este unul dintre cele trei mari curente existente în prezent în creștinism. Termenul protestant reprezintă o noțiune generică pentru diverse confesiuni și anume acele culte care își au rădăcina istorică în reforma religiei romano-catolice, reformă inițiată de Martin Luther la începutul secolului al XVI-lea. De exemplu, în Cluj-Napoca, protestanții au construit opere de artă remarcabile, cum ar fi biserica în fața căreia se află statuia Sfântului Gheorghe ucigând balaurul.